Școala Auto. Noi avem drumurile noastre. Bună seara! Tu! Chiar am te-ai întors la locul inițial. Mis cabinet și probleme cu canalul auditiv? Îmi cer scuze. La mine vă adresați? Nu la potcoavele tale. Te prochei de mine, chiar am. Pentru ce? Uite la dânsa. Fat că ai cu mine și nu glumești. Eu a treia oară nu repet. Îți dau documentele și te duci de aici învârtindu-te. Vin. Uite la dâns și de rău. Poftim, a venit. Care e problema? Tu ești de asta pe șcană cu aer încă, da? Tu să mă întrebi mine care e problema? Și ți-o dau voie să fie așa încălțată la mine la lecție, fată căi. Tu ne-ai venit la școala auto sau la școala de modeling? Știți ceva? În șifri eu între șeie mă încalț. Și nu ridicați vocea la mine că pot să mă duc la director și mă jelui. Eu sunt aici și director și zam director și toate funcțiile posibile, mai înțeles, din galaxia noastră. Ia-n fată căi așa, astea, aici lansă-te o ție asta răsă. De ce mă descalț? Nu mă scălzat. Și-ai închis gurița asta, mi-e fix la urmă, ce repetul. Dar este potcoavele, te le scoatem și să le iei după lecție. Ei, gurița mic și nu ce repet. Când am intrat în cabinet, era așa de serios, parcă zicea că e Miss Bikini Europa. Dar mă uit la mine, vezi? De tu uiți și cu colțul rupt are. Nu plângi, că eu încep să mă enervez. Eu dacă mă enervez, îți sare capacul. Cum să plângi, nu-i frig? N-aia că e, că este. Să nu ții frig. Mai mult în sandalete de astea să nu-mi vii. Mulțumesc. Mergi la loc. Și te râzi, ai băi. Treci la loc. Stimați cursanți, te-ați înțeles regula de azi? La mine la lecție când veniți, să vă încălțați ușurel încât nici pământul să nu vă sâmptă pe spatele lui. Moda și alentăturile lăsăm acasă. Aici toți suntem oameni și toți suntem egali. Nimeni nu este mai presus ca altul și altul ca nimeni. Deschidem toți caietele. Data trecută v-am preîntâmpinat să veniți azi pregătiți cu chestionarele și cartea Regulamentul circulației rutiere. Ridică mâna în sus cine a venit azi nepregătit. Văd că sunteți mulți șori. Mă interesează care a fost motivul. Fiecare pe rând ridică mâna în sus și răspunde la întrebare. Tu, ce-ai pățit? Eu îmi cer scuze că am încălcat sfintele legea dumneavoastră. Pur și simplu ieri mi-a venit factura pe comunale și încă și chiriaș. Nu mi-au mai rămas bani. Am înțeles. Ai următorul, tu. Mă scuzați, domnul, vă rog. Am acasă 3 copii. Sunt minori și starea financiară e cam complicată. Am înțeles, gata, ajunge. Tu o să vedem ce problemă ai avut. Eu ieri am venit la armat și am credite de vreo 3 ani. Ok, am înțeles. Nici la mine nu-i mai lux. Problemele voastre m-au atins la suflet. Așa că până când o să învățăm tăzi din cărțile mele, ca frații și surorile. Pe parcurs o să vedem, poate ați găsit niște sponsori care o să ne ajute. Dar asta nu-i motiv de sărbătoare. Voi trebuie să munciți și să învățați cot la cot alături de mine. Ca într-un final să ieșiți de mâinile mele oameni cu experiență, nu doar de a conduce un automobil, dar și viața. Voi trebuie să depuneți efort, să munciți, să învățați. Eu îmi cer scuze, o minută, să ies tu. Deschide cartea și citești la pagina numărul 3. Ce cauți tu la mine la lecție? Ce mă deranjează? Cum și fac, Vasile, că am venit să văd cum ce sunt și eu ți-am adus o leacă de mâncare. Nu mai trebuie nică mâncare, ce mă deranjează? Ți-am spus, lecția este lecție și regulamentul este regulament, trebuie respectat, înțeles? Eu te respect și tocmai de atât am venit să văd cum ce sunt, ți-am adus mâncărică caldă, ia uite. Nu, ce ai aici, că așa mă înțapă în așa. Ei, și am, ți-am adus un borcanaj de ciorbiță de burtă. Ei, și ți-am mai adus niște fripturic făcute din cărniță de curcan. Și ia uite, ei, și Ana, ți-am adus și o lecțică de brânzică strânsă de la Polele Moldovei. Ei, și ți-am adus, desigur, și niște cartoși înăbușiți, cum îți plac ție. Și o băncuță de vară zmurată, strânsă de-a întrecut. Ia ca și ieți varza asta, Marie, de acasă și nu că-i țătăt caridorul ăsta. Paslică, mergi de aici, Marie. Să iei să mănânci, eu te aștept de sară cu friptură caldă. Mergi de aici, tu am spus că... Hai că am lecții. Вировщик вытянуть руки в сторону. Ай, Джоже, мотмеск. Стай, уте порни бойцам. Eu ți-am dat voie să pornești cineva? Ce înseamnă asta? Sunt convins că n-ați înțeles nică din ce-o citit de ghiobul ăsta. De atât dacă cineva rogă-mă gomă,
Eu nu rog în gumă. Dar ce mă măjești? Întinde mâinile înainte, chiar amu. Întinde mâinile înainte. Vezi că tremuri de mincinos și ești. Scoate-i aia în gură, chiar amu. Scoate-i aia în gură, dar spus-o. O, cineva rogă-mă gumă de mesticat. De mult doar rogă-mi. De la începutul lecției. La începutul lecției? Asta arătă-ți. E mult la începutul lecției. Ai să îmbli ras și capă două luni. Și astăzi dau eu, treci la loc. Nisovestiților și sunteți voi. La mine la lecție nimeni să nu clefăie și nu rogă-mi gumă de azi înainte. M-ați înțeles? Da. Sunt ca să mă scoateți la pensie de grabă. Pentru azi atât a fost, ne vedem sâmbăta viitoare la 6:30. Și nu uitați să vă pregătiți minuțios și de grabă începem lecțiile practice. Dați-i drumul de aici. Și-mi las atâta gunoi mizerilor și sunteți voi. Dă-i băi drumul de aici ca să-ți dau eu ție, moș. Ciorbiță de burtă, Tamara, ceică, da? Măliguță și... Și iar mi-a pus pâine neagră, așa este ea.